Eu cum vă spun că Diana Matei poate să cânte orice, 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 orice. Uite o piesă despre români, despre sufletul. Bună dimineața, am venit să vă cântăm o melodie tradițională, că astăzi e ziua României și putem să spunem și noi cu toții la mulți ani România! La mulți ani România! Ești atât de simpatic și așa de mișto ești îmbrăcat astăzi. Mulțumim. Îmi vine să mor. Nu! Îmi vine să stau așa îmbrăcat până luni, nu mă mai dezbrac. Uite ce îmi place, că uite și eu mi-am pus și nici n-am știut când am plecat de acasă, eu n-am știut. Suntem pe accente. Pe accente. Marian, și tu ești foarte frumos. Am simțit... Diferența dintre noi și el este că el chiar știe chestia asta. Da. El chiar știe că... te-am văzut făcându-l pe Pepe. Tocmai la Pepe te-ai oprit, da. Dintre toate personajele. Pentru că mi se pare foarte greu. A fost un disconfort maxim să-l fac pe Pepe. De ce? A fost cel mai... da, dificil pentru mine, pentru că, în primul rând, eu nu semăn. Aveam gâtul slab, lung, da. Așa. El e musculos. E musculos, așa, da. Mai... A fost ciudat să-l fac pe Pepe. Și el și cântă ușor gâjit, așa ciudat. Da. Ei, mă rog, acum nu știu, dacă te-ai oprit la Pepe, da, toate personajele de la Te Cunosc mi s-au părut foarte mișto, la el mi s-a părut foarte dificil, că mi se pare că a fost un contraamplat total. Ai făcut și un lăutar celebru? Ionel Tudorache am făcut. Vai, mi s-a părut senzațional. Am făcut Steven Tyler, am făcut Liza Minnelli, primul personaj a fost cabaret, a fost de greuț, așa, m-am urcat pe un scaun și am dansat și am cântat și mi-era frică să nu-mi rup gâtul pe acolo și toată lumea îmi ținea pumnii și, Doamne, ce face fata asta, poate care pe aici? E fain că oamenii te-au văzut și altfel. Într-adevăr, și le mulțumesc foarte mult pentru toate mesajele, foarte frumoase. Aseară am interpretat-o pe doamna Angela Similea și a fost atât de emoționant pentru că știu că i-a plăcut momentul foarte mult, mi-a transmis lucrul ăsta. Opa. Și cei de acasă mi-au transmis atât de multe gânduri frumoase și atât de multe mesaje cum nu m-aș fi așteptat niciodată. Le mulțumesc mult de tot. Pe Diana o vedeți în continuare în sezonul ăsta de TDCU. Pe Diana împreună cu băieții vedeți la evenimente de acum înainte pentru ca o iarnă plină, da. Și așteptăm albumul Babilonia despre și care... Și vreau să avem o discuție noi doi pentru că mie mi s-a părut... Uite, vreau să spun chestia asta în direct în fața tuturor. Te rog. Mi se pare că tu ești foarte dezinhibat și vorbești așa cu atâta naturalețe și ești atât de relaxat. Așa. Vreau să spui și mie, asta vine e din construcția ta sau ai exersat lucrul ăsta? Cât tare mult mi-aș dori să... De la Pălincă. Eu care am o grămadă de emoții. Da. Stai aici că te protejez eu. În spate, nu în spate, îmi cer scuze, și eu fraier.